Vinerea Verde a adus o parte din membrii PSD din județ la oaltă pentru a veni în ajutorul mediului înconjurător din ce în ce mai afectat de poluare. Membrii partidului PSD, sprijiniți de președintele Consiliului Județean și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu Liviu Mazilu, senator PSD Mehedinți, alături de deputații PSD Mehedinți Alin Chirilă și Cornel Folescu și prefectul județului Alin Isuf, s-au unit pentru a strânge deșeurile din izvorul Bârzii, ce reprezentau o povară pentru natură. Ai văzut? Da. Ai văzut? Așa. Așa. Peste 100 de membri ai organizației PSD Mehedinți alături de parlamentari, reprezentanții instituțiilor cu atribuții în gestionarea problemelor de mediu, instituția prefectului, garda de mediu, sistemul de gospodărire a apelor române, geoparcul Platoul Mehedinți, operatorul județean de salubritate și voluntari, au participat astăzi la o acțiune de ecologizare în zona Scânteiești, izvorul Bârzii, pe valea râului Topolnița, de-a lungul râului Șușița și a traseului Via Transilvania. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, a fost alături de membrii PSD și s-a implicat activ în acțiunea, despre care spune că este în primul rând o acțiune de conștientizare și responsabilizare în ceea ce privește mediul ce ne înconjoară. Acesta dorește ca această acțiune să fie un exemplu pentru toți cetățenii, pentru că este important ca oamenii să fie prietenoși cu mediul și să-l mențină curat atât pentru ei înșiși, cât și pentru noile generații care vin din urma noastră. Astăzi este Vinerea Verde, pe care noi cei din Partidul Social Democrat o sărbătorim prin muncă, să zic așa, sunt acțiuni prietenoase cu mediul pe care noi le desfășurăm de circa 3-4 ani de zile. Suntem foarte interesați de ce se întâmplă cu mediul ambient, cu natura, cu apele noastre, cu pădurile și dacă anul trecut am avut o amplă campanie de plantare de puieți, de arbori în circa 20 de localități din județul Mehedinți, la fel și campanii de ecologizare, acum 2 ani de asemenea. Iată că și astăzi, de Vinerea Verde, suntem în număr mare, circa 100 de voluntari din Partidul Social Democrat au venit să ecologizeze o zonă extrem de murdară, din păcate. Am venit aici la chemarea prietenului nostru Cristi Hârșovu, care este un tânăr foarte ambițios și iubitor de mediu din comuna Izvorul Bârzii. Sigur că cu sprijinul organizației noastre locale și a domnului Bogdan Simcea, președintele nostru de aici, am început această mobilizare. Ne-am fi bucurat să găsim o administrație publică locală, un primar care să fie mai dedicat problemelor de mediu. Din păcate nu e cazul, dar să sperăm că pe viitor vom beneficia și de acest lucru, pentru că oamenii sunt cei care strică și natura are nevoie de oameni prietenoși cu mediu. Astăzi am reușit pe două cursuri de apă, râul Șușița și valea râului Topolnița, pe o anumită porțiune să încercăm să facem o ecologizare. De asemenea, pe Via Transilvanica, un traseu extrem de frumos pe care vin turiști în drumeție, cicliști care parcurg acest traseu deosebit. Sigur că n-am reușit noi să facem mare lucru, prezența noastră aici se dorește a fi mai mult un exemplu civic pentru toți concetățenii noștri și fac apel atât la administrația locală, cât și cei de la Apele Române, de la Garda de Mediu, să fie mai fermi, mai intransigenți cu toate aceste abateri care pun în pericol viitorul copiilor noștri. Președintele PES Activist Mehedinți, Bogdan Simcea, alături de echipa sa, dar și Organizația Femeilor Social-Democrate, au fost prezenți astăzi, subliniind încă o dată importanța acțiunilor de acest fel pentru comunitate. Mă bucur că astăzi împreună cu colegii de la organizația Izvorul Bârzii, precum și cu toate organizațiile Partidului Social Democrat Mehedinți, organizația de tineret, organizația PES și organizația de femei, am fost astăzi prezenți în zona Izvorul Bârzii, pe albia râului Topolnița. Așa cum bine știți, astăzi este o acțiune la nivel național, Vinerea Verde, și prin această acțiune am încercat să fim și noi în ton cu celelalte organizații și a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește partea de mediu. Astăzi am răspuns cu un mare da aceste campanii, alături de câteva colege din cadrul Organizației de Femei Județene Mehedinți. Personal consider faptul că o calitate a mediului este bună pentru sănătatea noastră, în primul rând, deoarece poluarea apei, a solului și aerului ne poate afecta destul de rău din punct de vedere al sănătății, unele afecțiuni, din păcate, fiind cronice. Consider că putem fi mai mult decât niște simpli consumatori și putem
putem face lucruri bune prin acțiuni de acest gen și personal îmi doresc să trăiesc într-un mediu curat și o lume curată. Tinerii socialdemocrați, sub atenta îndrumare a președintelui TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, au fost astăzi prezenți, implicându-se activ în acțiunea de ecologizare. Aceștia au dorit să atragă atenția asupra faptului că nepăsarea sau gesturile irresponsabile de a arunca deșeurile în locuri neamenajate poluează nu doar la nivel vizual, ci chiar afectează calitatea factorilor de mediu și sănătatea oamenilor. M-am alăturat colegilor mei socialdemocrați la campania Vinerea Verde, deoarece consider că suntem responsabili în mod direct de protejarea mediului înconjurător, atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri. Pe lângă ecologizarea în sine, acțiunea are ca scop, până la urmă, cultivarea spiritului civic și stimularea respectului față de natură. Așadar, îndemn semenii să aibă grijă de mediul înconjurător în care trăim cu toții, pentru că și mediul înconjurător are grijă de noi. Cu atât mai importantă a fost această acțiune, deoarece poluarea apei cu plastic este din ce în ce mai răspândită, iar această zonă este străbătută de două cursuri importante de apă, Pârâul Șușița și Râul Topolnița, fiind și o zonă vizitată des de turiști sau pasionați de ciclism. Astăzi am avut o amplă acțiune de ecologizare împreună cu mediul și cu celelalte instituții ale statului, președinte Consiliului Județean, instituția prefectului, și pe această cale vreau să fac apel către toți locuitorii comunei Izvorul Bârzii să nu mai arunce la voia întâmplării deșeurile și să formăm front comun cu fiecare dintre noi ca să menținem o comunitate curată, prosperă și frumoasă. Campania Vinerea Verde este o acțiune asumată menită să marcheze determinarea și implicarea membrilor PSD în protejarea mediului înconjurător, reducerea poluării și asigurarea unor condiții de viață cât mai sănătoase pentru toți cetățenii din județul nostru, dar și din țară. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, sub atenta coordonare a președintelui PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, care mereu este atent la nevoile comunității, dar și datorită membrilor organizației care au dat dovadă de fiecare dată de implicare și devotament, pentru că unitatea este secretul unor rezultate pline de succes. În urma acțiunii de astăzi au fost strânse 16 tone de deșeuri aruncate la voia întâmplării de cei care nu sunt prietenoși cu mediul înconjurător. Acțiunea s-a dorit a fi un semnal de alarmă și o încercare de a promova responsabilitatea pentru mediu și implicarea pentru protejarea acestuia.